Salut! Astăzi este prima ninsoare din București. Pe 2017 chiar, că pe 2016 aproape că n-a nins deloc. Da. Afară avem minus 9 grade, suntem în Carrefour Militari, după 24 de ore de ninsoare, oamenii au ieșit să dea zăpada. Să vedem cum se va comporta mașinuța noastră. Așa. Am mai ieșit un pic cu ea astăzi, s-a comportat ok, drumurile le-am văzut cum sunt, pe bulevardele capitalei, evident, e dezăpezit, e asfaltul negru. Acum trebuie să fie și vara, teoretic mă plin de praf. Însă, cam exact cum sunt pe aici drumurile, pline de zăpadă, cam așa sunt și pe drumurile laterale, prin spatele blocului sau alte chestii. Uite, un începător. Ai acolo. De îndată ce vrei să pleci fără semnal, un test de ABS. De dimineața când am venit era totul înghețat și acoperit de zăpadă și gheață. Și știu că derapai pur și simplu în curbă.
București. ABS-ul își face treaba. Unul dă zăpada în stradă, că în altă parte n-are un sudea și el săracul. Mașină. Bă, te-ai găsit unde să o pui, mă. În mijlocul străzii să curi zăpada. Zăpada e frumoasă prin spatele blocului. Bulevardele care țin de capitală sunt curățate. Străzile principale de sector sunt acceptabil. Însă noi suntem șmecheri și ne băgăm pe contrasens. Trotuarul de la Cotroceni este curat lună. Da? Nu se vede niciun pic de zăpadă pe el. Este în băieți șmecheri. Vorba aia, la Cotroceni se dă zăpada cu mașina pe trotuar direct. Evident, alt trotuar dezăpezit la mână, cu o cărare cât lopata. Mulțumim, doamna primar. Pe partea altă nici nu mai vorbesc. Zile 2017. Evident, nu mă plâng, pentru că se putea și mai rău. De ce spun asta? Pentru că autostrada A2 este închisă. Alte 15.000 de drumuri naționale, județene și tot așa sunt închise.
pui. Așa arată Bucureștiul în spatele blocului. Da? În București 2017. Mulțumim primarilor de sector că își fac treaba.